Am aici un set de baterii pentru bicicletă de 36 de volți cu un modul de încărcare și protecție 10A pe 2 și lucrând cu el am descoperit că o baterie era defectă. A trebuit să o înlocuiesc. Care e șmecheria? Toate bateriile astea 18650 sunt de 4,2V, asta e de 3,7V. Am citit pe internet și am înțeles că bateriile astea de 3,7V se încarcă de fapt până la 4,2V. Și că se pot înlocui. Am înlocuit bateria defectă, am făcut probă, totul funcționează, să facem măsurătorile să vă arăt și vouă și să știți că se poate înlocui baterie de 4,2 de modelul ăsta de 18650, bateriile de 4,2 se pot înlocui cu cele de 3,7 dacă numai din astea aveți. Am adus aici și o baterie pe care se vede clar că scrie 3,7V pe care am încărcat-o la 4,2V și curentul îl ține. Am încărcat-o cu un încărcător special pentru baterii de acest tip. Montez camera și facem probele. Am montat camera, fac măsurătorii deodată pentru bancul de baterii. Și 1,8V. Și asta e bateria pe care am scos-o, care era moartă, și îmi încurca încărcarea și menținerea curentului. Are 0,31 de miliamperi, nu mai ține curent. Și am înlocuit-o cu baterii de 3,7V pe care le-am încărcat înainte la un încărcător specializat. Deși are bateria 3,7V, ele se încarcă până la 4,2. Dacă se vede, ea scrie 3,7V, dar are 41, la încărcarea de ieri. Bateriile astea le-am încărcat tot de 3,7V. Le-am încărcat ieri 41,42V. Deci puteți înlocui fără grijă. Bateria am testat-o, ține curent, se încarcă cum trebuie, am făcut niște teste și totul este în regulă.
Mulțumesc pentru vizionare.